Suntem părinții lui Marius și bunicii copiilor care au fost răpiți de instituția Barnevere. Și de când s-a întâmplat lucrul acesta, noi trăim coșmarul vieții noastre, pentru că nu ne mai găsim liniștea, nici pacea, nici bucuria, pentru că copiii aceștia au fost smulși din sânul familiei și dorim să fie redați din nou în familie, ca să ne putem bucura împreună cu ei și cu toți cei care ne susțineți în lucrul acesta, în lucrarea aceasta de recuperare a copiilor care ne-au fost luați. Vă mulțumim mult la toți! Tare mult ne-am fi dorit, ca și anul ăsta de sărbători, să pot să-mi văd nepoții și să mă bucur împreună cu ei, așa cum am făcut în fiecare an. Vă mulțumesc pentru înțelegere! Back to their mom and dad. I really miss them and I really feel bad for them right now. I really miss them and I want them with their mom and dad. And I never saw baby Ezekiel, but me and Eliana got along the best. This is a picture of me and her when we were babies. We last saw them at Easter. And have you ever visited them in Norway? No, our parents were afraid that they were going to take us next year, but they were afraid that the Barnevere net would take us away. Okay, what happened to your cousins? They were taken away by the Barnevere net. Okay, and have they seen their mom and dad since they were taken away? No, okay. They only got to see the boys. Andrew, what is your Christmas wish? That they would be together again. Ruthie? That they will be together and the Barnevere net will be very sorry. Ethan? The Barnevere net will be so sorry that they took the children away. Barnevere net, we want our cousins back! We know Marius Bandariu since we were kids. In high school, Marius and I were classmates. Even after school finished, we remained good friends and always kept in touch. Marius is a very good person, a friend that we can always count on, willing to sacrifice himself to help others. He is trustworthy, loyal, and he always knows how to make somebody happy. We met Ruth Bandariu about 14 years ago in Romania, while she was volunteering to help the homeless children. We admire her very much. She sacrificed her youth, her comfort, left her home in Norway, and came to Romania to help strangers. This tells you what kind of a person she is. Kind, patient, loving, compassionate. Marius and Ruth fell in love, got married, and moved to Norway. They have 5 beautiful children together, who they love very much. They are their whole life. But now, the children were taken away by the Barnevere net without any solid reason. They are devastated. Norway returned the children to Bandariu family.
Cooper după ce s-au căsătorit. Prietenia noastră cu ei a fost și este una specială. Așa că în 2010, la invitația lor, am plecat spre Norvegia pentru a aduce pe lume primul nostru copil. Timp de 3 luni petrecute în casa lor, am văzut o mamă care își trăda copiii cu o răbdare ieșită din comun, cu dragoste, afecțiune, sacrificiu. Și un tată care de când venea de la serviciu și până ce copiii se duceau la culcare, era cel mai dorit și iubit partener de joacă. Aceștia sunt Marius și Ruth Bonariu. Norvegia redă copiii familiei Bonariu. Norway, return the children to the Bonariu family. Familia lor de la întemeiere din 2003. Pe Marian Bonariu îl cunosc de 18 ani și cu toți prietenii îl numeam Marius. Pe Ruth o cunosc de 13 ani. Marius a crescut într-o familie care l-a educat într-un standard moral extrem de înalt. Și Ruth, iubește atât de mult copii încât a venit în mod gratuit în România să aibă grijă de cei pe care nimeni nu iubea. Mai mult de atât, am petrecut luna de miere în casa lor și am fost martor la modul în care copiii sunt crescuți și educați. Nu există nicio fărâmă de îndoială că Marius și Ruth își iubesc copiii mai mult decât orice lucru din lume. Au transformat o casă veche de zeci de ani într-un cămin perfect. Și nu cred că există copil din lumea asta care, dacă s-ar fi născut în familia Bonariu, să nu fie fericit. Credința și învățăturile morale creștine sunt elemente care construiesc în mod armonios viitorul oricărui adult. Afirmăm toată convingerea că Marius și Ruth sunt oameni integri, părinți impecabili, care au oferit Elianei, lui Naomi, lui Matei, Ioan și bebelușului absolut toată dragostea pe care niciun Barnevernet
nicio altă instituție sau familie surogat nu o pot concepe. Înțelegem preocuparea fiecărui stat ca toți copiii să crească astfel încât, la maturitate, să își iubească țara, să participe la dezvoltarea ei, să lupte pentru ea, să fie patrioți. Dar drama provocată de Barnevernet pe înruperea nu doar a legăturilor dintre copii și părinți, dar și a legăturilor dintre copii, depășește puterea de înțelegere umană. Eliana nu a făcut niciun rău lui Matei. Nici Naomi lui Ioan. De ce nu s-au văzut din 16 noiembrie? Iar cel mai mic sugaru Ezechiel abia a deschis ochii într-o lume imperfectă, la pieptul unei mame aproape perfecte, când o instituție independentă, care nu răspunde pentru erorile sale, a considerat că face bine. Nu, nu face bine. Dacă cei 5 copii și-ar vedea părinții, ar alerga în brațele lor și doar o forță monstruoasă i-ar putea despărți. Barnevernet, dacă vrei să înveți ce este iubirea autentică, lasă-i pe copii să-și vadă părinții. Privește la ce se întâmplă, ia notițe și nu îi mai desparte. Te rugăm, lasă-i să rămână împreună. We know Marius for about 20 years and Ruth from the time of their marriage. In fact, I was the minister who performed their marriage. In July 2011, we spent our vacation with them in Norway. To stay in their home and have a grasp of their life in that small village was a real treat. They are a loving and exemplary family. Marius and Ruth love their children more than their own lives. The kids are permanently in the center of their attention, both in their discussions and with respect to the time allocated to them. Everywhere we traveled, they took their children along. Marius and Ruth raised their children according to the highest moral principles. What is happening these days with their family is profoundly unjust. Norway returned the children to Bonario family.